Rareș Prisăcariu, un copil de doar 7 ani din Botoșani, a fost votat câștigător al emisiunii România au talent. Anunțul a stârnit un val de controverse în rețelele sociale și nu numai. În timp ce unii utilizatori iau lăudare citarurile, unele cu o tentă profund naționalistă, altele spun că nici nu înțelege sensul cuvintelor pe care le recită. Pe lista celor care îl critică pe Puștiu Minune s-au înscris evident reziștii. Aceștia îi atacă și pe părinții lui Rareș și spun că i-au răpit copilăria. Hai să vedem. Rugăm-ne îndurărilor Luceafărului Mărilor. Ascultă noastre plângeri, regină peste îngeri. Din neguri te arată lumină dulce, clară. O, Maică prea curată și pururea Fecioară Marie. Eu îmi iubesc foarte mult patria mea, am foarte mult respect pentru ea. Rușinea de a fi român mi se pare cea mai puternică și mai dezamăgitoare lovitură de stat, dincolo de orice altceva. Patriotism a devenit un soi de nebunie. Iar noi, cei care mai ținem la tine și la valorile tale, suntem ori duși cu capul, ori avem cine știe ce alte interese, se pare. Tu meriți lumina ta, tu meriți să fii iubită și apărată. După ce a fost contestat și unii telespectatori au spus că nu merita marele premiu pentru prestația sa, Rareș Prisăcariu a transmis primul mesaj. Băiatul de doar 7 ani a ales să ignore pe critici și s-a concentrat doar asupra celor care îl susțin. Acest trofeu nu este doar trofeul meu. Este trofeul tuturor botoșănenilor, al dumneavoastră românilor de pretutindeni care m-ați susținut și ați văzut în mine un adevărat câștigător. Vă îmbrățișez! Vă iubesc pe fiecare în parte și vă promit surprize minunate în continuare. Vă iubesc! În apărarea lui Rareș a sărit și Andra, unul dintre jurații concursului de talente. Ai reușit să îi cucerești câștigând marele trofeu. Mă emoționează faptul că ai doar 7 ani, că ai toate posibilitățile în fața ta. Am spus de când te-am văzut, viitorul sună bine și sunt convinsă că tu poți ajunge acolo unde ți-ai propus. Îți doresc mult succes pentru ca visul tău să devină realitate. Foarte mulți oameni mi-au spus că... Se numără și realizatorul de televiziune Șerban Huidu, care a vorbit despre manevrele de exploatare a copiilor asupra cărora se varsă frustrările și neîmplinirile părinților. Nu e treaba unui copil inocent să tragă de mânecă societatea bolnavă. Rareș nu este un motiv de laudă. Este expresia neputinței noastre de a ne găsi adevărați lideri nepopuliști cu carismă și convingători. Nu un băiețel care și-a sacrificat copilăria învățând versuri patriotice reprezintă viitorul. Nici încercarea jalnică de a-l exploata. La 7 ani să citești 200 de cărți și să le memorezi e un talent, dar exploatarea lui și moartea copilăriei sunt de condamnat, a scris Șerban Huidu pe blogul său. Dacă tu ești Ștefan cu adevărat, apoi tu aici, fără biruință, nu poți să intri cu a mea voință. Du-te la oștire pentru țara mori și-ți va fi mormântul coronat cu flori. De asemenea, o altă voce din spațiul public a subliniat faptul că un copil de 7 ani nu are discernământ. Un copil de vârsta lui, oricât de mult le-ar plăcea unora să creadă asta, indiferent cât de mare ar avea IQ-ul, nu poate face nimic de capul lui. Nu se poate înscrie la o emisiune, nu poate alege singur ce să recite, ce să învețe, ce să citească, cum și cu ce să se îmbrace, la fel cum un copil de vârsta lui nu răspunde în fața legii, pentru că nu are discernământ, la fel ca mulți dintre adulții care votează, a scris Marian Godina pe Facebook. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mamă cu amor, fi
trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca zilei zori, viață în vecie, glorii, bucurie, arme cu tărie, suflet românesc, vis de vitejie, fală și mândrie, dulce Românie, asta ți-o doresc! Vă mulțumesc! Multe dintre comentarii s-au adresat și părinților lui Rareș. De altfel, psihologii avertizează, chiar dacă e genial, că e încă un copil care e obligatoriu să se bucure de copilărie și tot ceea ce presupune ea. E un copil care nu are datoria de a ne trezi nouă conștiința națională prin discursuri agresive politic. În replică, mama lui Rareș a precizat că nimeni nu l-a forțat pe Rareș să învețe versuri naționaliste și nimeni nu i-a dat mesaje pe care el să le transmită mai departe, ci că este doar un copil cu dorințe mai mare de cunoaștere. Nimeni nu l-a forțat și nimeni nu i-a dat mesaje ca el să le transmită mai departe ca fiind extremiste, naționaliste sau populisme. Rareș e un copil care se joacă, își trăiește copilăria, numai că dorința lui de cunoaștere este mai mare decât putem noi să credem uneori ca adulți. A declarat recent mama lui Rareș pentru un ziar local. Pentru mine, Mihai Eminescu ca poet este totul. Pentru că a scris niște opere de artă atât de minunate. Și vă spun un lucru care m-a impresionat foarte mult din viața lui Mihai Eminescu. Mama mi-a povestit că Mihai Eminescu n-avea bani să meargă la București. Da, m-a deranjat extrem de tare. Înțeleg că avem o legătură telefonică directă. Marele actor Florin Zamfirescu în direct alături de noi. Bună seara, domnul Zamfirescu, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună seara. Bună să ne fie seara tuturor când mă uit și văd aceste apărat. Copilul ăsta este un copil minunat. Eu fac parte din acești copii. Iată-mă la 74 de ani. La 3 ani recitam Regina Ostrogoților. La 4 ani, la 6 ani am luat primul premiu de interpretare pe o scenă de recitat pot. La 16 ani am câștigat un premiu național depășindu-l pe Gheorghe Zanschis în 1966-27 martie, cu dialogul la distanță. Poate mai sunt unii care ce amintesc. Am luat locul întâi pe festival. Dar cine are griji din astea când a trebuit să se îngrijească de tine? Vedeți, copilul ăsta e demențial, e un uriaș. Eu îl sfătuiesc doar pe el. Rareș, nu asculta pe nimeni. Ascultă pe mâncă ta, pe tăticul tău. Învață bine la școală, că trebuie să înveți. Și du-te pe bucurile pe care le ai tu. Nu da socoteală nimănui. Sunt niște răi, oameni răi, puși să te blocheze din invidie, din răutate, din neputință. Sunt oameni neputincioși care ei nu pot să facă și n-au făcut nimic în viață. S-au plâns că Nadia Comăneci și-a distrus copilăria prin faptul că a devenit o vedetă și a făcut ce a făcut. Adică nu poți în țara asta, nu poți să devii mai mult fără aprobarea unor imbecili. Rareș, ești minunat, ești extraordinar. Nu asculta pe nimeni. Du-te pe drumul tău. Domnul Zamfirescu, ce a te deranjat atât de tare la copilul ăsta? Mesajele privind identitatea națională, privind identitatea spirituală? De unde focul ăsta atât de mare și de unde atâta grijă pentru unii despre cum își cresc alții părinți? Copiii, iertați-mă. Ce grijuliți sunt niște nenorociți, incapabili și care n-au nume, n-au viitor, n-au prezent, n-au nimic decât griza celui. Prostul moare de griza altuia și nu știu cine de drumul. Sunt niște... Dumnezeu, suntem înconjurați de imbecili și rău intenționați. Cum să critici și să-i strigi bucuria acestui copil minunat când poți să te bucuri? Nu e copilul meu, e un copil. A fost și un copil, a fost și alții copii, a fost și noi copii. Lăsați-mi, domnilor, să trăiască, să se dezvolte. Știți dumneavoastră ce ar putea să fie copilul ăsta peste 18 ani sau... Habar n-am, sper să fie bine. Păi, să sperăm.
pentru că nu există o rețetă. Dar nu tăia din rădăcină un copil, o ființă umană care se ridică atât de frumos. Pe mine mă mai muncea o idee. Nu cumva, nu știu, magma asta, mediocritatea asta generalizată și cultivată așa la, până la reflux, se simte cumva deranjată de momentele în care unul iese din mulțime și scoate capul? Că da. Așa se întâmplă în general în societate. Sunt unii mai dotați, unii mai talentați, unii mai de succes decât ceilalți. E o directivă undeva ca românii să nu mai răzbată, românii să stea în banca lor, să fie puși cu botul pe labe, să li se vândă, să li se fure, să li se ia tot. Și dacă o ființă dintre români se ridică puțin peste normal și dovedește calități, să nu zic unice, calități egale cu ale altor vârfuri din Europa și din lume. Că mai sunt copii și în Franța și în Anglia, ei au voie. Ai noștri nu. Dar nu, da, chiar îi privim admirativ, pentru că eu mă uitam la valurile și la afluxul de laude adresate, spre exemplu, unui, nu știu, șahist de vreo 12-13 ani de zile, care a ajuns cel mai tânăr mare maestru internațional, dar mă rog, are norocul de a nu fi român și atunci ăla e la excepțiile pozitive. Păi, eu ce spuneam? Are norocul, mulți au norocul de a nu fi român. Nu ne este rușine și noi stăm și ne uităm în gura unor cretini care n-au altă treabă, care n-au nume, n-au niciun fel de comparație ei pentru ei. Ei nu există. Sunt zero. Indiferent că poate sunt cunoscuți ca public într-o revistă sau îți dau cu părerea, sunt zero pentru că sunt distrugători. Și există vreo soluție ca totuși copilul ăsta să-și continue, mă rog, în măsura în care își și dorește el și lasă părinții și părinții par niște oameni întregi la minte, totuși. Parcursul ascendent? Cum cine? Iertați-mă, dacă dau 20 de dobitoci în tine la nesfârșit, s-ar putea să ți se acrească, să te sperii, să te îngrijorezi, nu știu, habar n-am. Păi de-aia intervenția mea și sfatul meu este către acest copil. Vreau să întăresc sufletește, nu asculta puiule de nimeni. Vezi de drumul tău. Să nu-ți fie teamă. Tu faci un lucru atât de minunat încât n-are de ce să-ți fie rușine. Cum să-ți fie rușine când ești unic? Și s-a recunoscut capacitatea și calitatea. Ai luat un mare premiu. Tu ești unic. Du-te mai departe, zboară. Dezvoltă-ți aripile și să nu-ți pese de cretini. Suntem înconjurați de cretini. Mulțumesc mult, domnule Zamfirescu, pentru disponibilitate și pentru intervenția în această seară. Domnule și domnule, și acum hai să vedem împreună mesajul de suflet, fiindcă toți suntem în registrul ăsta, al unui artist. Un artist extrem de important din România, de asemenea, atacat, lovit, ironizat în toate felurile, întâmplător chiar gazda micuțului Rareș într-un show de televiziune de succes. Unul dintre puținele pe care în stare să le producă televiziunea publică pe 100 de milioane de euro bandă la buget anual. Stăm la moarte la rând, prea tăcuți ca în război, pentru o țară cerând ajutor înapoi. Ca pe cruci să ne scrie într-un banc fără sens, că am murit de prostie și am iubit-o intens. Stăm cu ochii în soare și nu știm ce așteptăm, e mai mult închisoare. Și-am uitat să luptăm. Țara asta de patimi, cu mișei și tăgadă, înecată în lacrimi și dureri o grămadă. Țara asta nu-și cere niciun drept capital. Stă la rând, la înviere, cu lumina în spital. Iar noi stăm de pază temători rezervați, ca să știm ce urmează când murim vinovați.
cimitirie în privirea unei țări ce se îndoapă, așteptându-și iubirea de la cei care o îngroapă. Așteptându-și iubirea de la cei care o îngroapă. George Simion, președinte la Aur, în direct alături de noi. Bună seara, domnul președinte, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună seara, domnul Chisop. V-am văzut intervenția în scandalul ăsta și vreau să vă întreb de la ce v-ați luat cu reziștii sau ce v-a supărat în intervențiile lor publice la adresa prestației acestui copil. Și dacă au sărit toți sataniștii pe un copil talentat, cum noi români și alte popoare am mai avut în istoria noastră și au sărit pe părinții lor, nu e normal ca măcar ridicând vocea să luăm apărarea acestui copil minun. Cum va evolua, vom vedea. Dar așa aberații n-am văzut în viața mea. Dacă recita copilul ăsta despre ideologie, de gen, despre părinte 1, părinte 2, îl vedea în toate oficinele și la toate bandele pe gefat. Acum au sărit pe puștul ăsta, nu știu de ce. E normal, noi care rezonăm, ascultăm aceste poezii, când auzim muzica lui George Ionescu, care tot așa, la 5 ani susținea primul concert și la 7 ani studia la conservatorul Ionescu, să luăm apărarea lor noștri, nu? Dacă ei sunt încântați de prestația de la Eurovision și o laud, ei dau 10.000 de euro, 100.000 de euro din banii românilor ca să ne reprezinte, după părerea mea, niște non-valori la Eurovision, îi apărăm și noi pe ai noștri. Patriotii cu patriotii, sataniștii, globaliștii cu reziști. E simplu. Păi, domnul Simion, puneați o întrebare retorică. Puneați o întrebare semi-retorică, să zic așa, cu ce i-a deranjat copilul ăsta pe reziști. Pentru că e o valoare. Da, de și pentru... Vă mai dau eu jumătate altă de răspuns, domnul Simion. La ora actuală, partidul noastră este un partid în ascensiune, da? Precunoscut de sondaj, de opinie, până și de vrăjmașii noastră și ați devenit o amenințare pentru establishment, ca să zic așa, da? Partidul noastră este de factură naționalistă, nici măcar nu ascundeți. Ei, mesajul copilului ăsta este suficient de naționalist încât să pară o completare sau, dacă vreți, o adăugare la ascensiunea dumneavoastră politică și probabil dă spaimă să nu cumva să creșteți mai mult decât ați făcut-o până acum. Îi dau un cap copilului ca să nu mă dea dumneavoastră direct. Păi nouă ne dau și așa suficient. Nouă celor de la Aur, domnului Cristian Terfici, care e acolo la dumneavoastră în studio și se luptă cu așa zisele doamne care se consideră bărbați și așa zis și bărbați care se consideră doamne. Știți cum, domnul Ciutacu, cred că acești rediști, globaliști, sataniști ar vrea ca toți copiii să aibă aruncat în brațe un telefon, să fie îndopați cu hamburgeri și să li se servească de la vârsta de 4 ani ideologie de gen și să li se spună că își pot schimba sexul. Că așa e în alte state. Și de asta au venit toate aceste legi anti-naționale. Are acest copil cel puțin o memorie extraordinară. Are, are. Fără memorie nu ai putut. Fără memorie nu există identitate. Fără identitate devenim toți niște roboți preocupați să ne luăm porția de mâncare sintetică și să alergăm cât mai repede în orașul viitorului, Așa că eu îi zic cu toată încrederea, bravo, Rare, și felicitări părinților să-i mergeți înainte pe drumul ăsta. Mesaje extremiste, cum spun ei, de fapt sunt mesajele lui Eminescu, lui Goga, lui Enescu. Iar acolo la Botoșani, într-adevăr, se pare că este leagălul culturii românești. Dacă a mai născut Botoșaniu un asemenea puști minune. Eu mă bucur. Și cred că milioane de alți români se bucură când la acest copil. Singurul care mai lipsea din instruirea dumneavoastră, cred că era Cristian Tudor Popescu. O să vină și el să-l acuze pe acest copil, probabil. Domn? Da, nu mor caii când vor câinii, nu moare națiunea română, după cum vedem. Dacă sunt copii
născuți în 2017 care pot să producă așa ceva, înseamnă că neamul românesc nu moare. Domnul Simion, dacă mai continuați mult cu discursul de acest tip, cu identitatea de gen și cu tot ce vă deranjează pe dumneavoastră, vă desfințează ăștia partidul înainte să-l bateți a doua oară pe Orban? Nu, ne desfințează partidul, dumneavoastră vă retrage licența, de-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi, bucuroși loc duce toate de pace, de război. Dar ce-i cu mesajul ăsta mioritic la dumneavoastră? Credeam că sunteți pe luptă, pe fight, pe ceva, vă predați? Nu, e eminent. O fi Eminescu, să ne judece, dar ce faceți? Că bucuroșul îți duce toate, dar bănuiesc că nu stați să vă calce ăștia în picioare, sau nu știu, poate v-am supraestimat eu. Îi batem în alegeri, primele alegeri parlamentare, începem lista cu domnul Cristian Terheș, o să fim pe primul loc. Așa? Dar noi nu o să interzicem niciun partid, că noi suntem singurul partid care luptă pentru libertate și pentru democrație. Păi vă cheamă ăștia la miliție să dați cu subsemnatul că a depus Orban plângere penal. Nu ne mai cheamă, că e înspăimântat și Bode după hoțul Virgil. Și Bode s-a ascuns, am fost ieri la Sălaj, la măsurișul oilor, și n-a mai venit Bode când a auzit că vin și eu. Dar sunteți așa periculos? Sunteți un pericol pentru ordinea publică de să ascund toți dumneavoastră, domnul Simion? Nu, reprezentăm vocea românilor deznădăjduiți și înfuriați. Și nu vor să dea acești politicieni ochi în ochi cu românii. Pentru că ați văzut, mai își iau un băț de steag, mai își iau o înjurătură din partea românilor. Și după aia vinovații suntem toți noi. Păreți foarte determinat, domnul Simion. Nu că sunt determinat. Sunt convins că asta este calea. Aur pe primul loc la următoarele alegeri înseamnă renașterea spiritului românesc. Asta trebuie să facem. N-au murit românii și e un semn și faptul că Rareș a câștigat acest concurs. Nu ne înspăimântează bandele putiniste G4, nu ne înspăimântează frații Moraru, care zici că sunt din familia Adam, nu ne înspăimântează adversarii noștri politici, care sunt foarte, foarte slabi. Domnule, cu mesajul ăsta de luptă eu închei corespondența noastră specială. Vă mulțumesc mult, domnul Simion. Mulțumesc, gânduri bune tuturor invitațiilor. Doamne ajută să fie bine la toată lumea, Alice. Și tu erai recitatoare când erai mică? Evident. Dar în România a devenit un blam să înveți știința de carte, interesul pentru evoluția personală, sunt niște chestiuni care se răsplătesc cu o bâtă în cap. Deci hai să ne înțelegem. Copilul ăsta nu e un copil obișnuit. Un copil adevărat, obișnuit, e un copil supravegheat, educat, e un copil, e un copil de care s-au ocupat părinții, precum am ocupat și eu de copiii mei. Și de-aia astăzi spun că sunt mama a doi copii geniali, care au făcut cea mai bună alegere a vieții lor plecând din țară. Pentru că dacă ar fi rămas aici... Și iar vocezi la mine în birou după ce ești de aici. Așa. Continuați. Nu e ușor. Dar când văd că la 29 de ani o universitate olandeză a pus o etichetă la biroul fiicei mele pe care scrie profesor doctor Alice Drăghici, pe bune, deci aici era de mult scoasă din toate evidențele. Deci aici era de mult tocată, da? Când văd că băiatul meu, care e mai mic, mult mai mic decât ea, cu 6 ani, s-a dus în Olanda la universitate tehnică, în domeniul lui de inginerie aerospațială, și e primul din lume, că sunt din toate țările lumii la Delft, și băiatul meu e primul din toți primii care au venit acolo, toți șefii de promoție sunt din China, șeful de promoție de la Beijing, șeful de promoție de la Toulouse, toți șefii că păi i-a testat. Dați-i curare. Deci copilul meu, așa cum l-ai văzut, dacă e un... L-am văzut. Ghem, dacă-l iei fizic, da? Poți să fii primul în industria aerospațială. Păi bun, da, uite, așa au început păi și da, ei. Da, probabil. Și pentru ei, că de-aia au ales calea asta, nu pentru că le e ușor, că nu e, iar pentru mine, eu nu mai am viață, da? Deci, efectiv, eu nu mai am viață când toată familia mea e încă o țară. Ce viață e asta? Dar faptul că îi văd realizați și fericiți, chiar dacă plâng la tine în birou, este pentru că îmi dau seama că n-am trăit degeaba. Și așa vor înțelege și părinții acestui copil. Da, da, părinții ăștia riscă să se demobilizeze. Nu să se demobilizeze. Hai, bă, după valul ăsta de hate trebuie deci să ai port în picioare. Sunt niște oameni serioși, sunt niște oameni responsabili, care au înțeles că în viață cel mai important lucru nu sunt nici bani, nici să bagi în tine până nu mai poți, nici case, nici mașini, nici nimic. Să rămână ceva de tine, da? Cum spunea mamaie.
să rămân ceva de mine. Și ea înțelegea prin asta copiii, nepoții. Și așa am fost, pentru că de la bunici am văzut ce important e să înveți, da? Că au învățat singuri și chinuiți pe vreme de război. Și mi-au transmis această dorință de a învăța, că și eu sunt de la țară. Și n-am avut o viață ușoară la început, da? Pentru că nu erau nici bani, nici condiții, nici nimic. Dar învățătura a fost pentru mine Evanghelie. Și aici, în România, s-a ajuns în situația în care învățătura e un defect. Dacă nu ești agramat, analfabet, dacă nu faci dezacorduri, dacă știi să scrii măcar românește corect, lasă orice altă limbă străină, ce mă, deci aici trebuie să fii izolat, nu știu, expulzat, exorcizat, nu știu cum să spun. Dar, realmente, dacă te uiți care e sistemul nostru de valori, cât de strâmb e, atunci îi înțelegi pe toți copiii noștri care pleacă unde văd și ei cu ochii. Nu știu ce va face Rareș. Să-i dea Dumnezeu putere să continue pe linia asta și părinților lui să-l ajute și să-l susțină. Asta este calea dreaptă, asta este calea bună, nu șmecherii, nu prostii, nu nimic, niciun fel de combinații. Nu, stai un pic, nici să-l crești într-un cocon. Nu știu, nu părea un copil nefericit, da? Și să știi că nici pe eu pe ei mei nu i-am biciuit. Nu, dar pe mine altceva m-au scos din minți. Au simțit că e bine să învețe. Da, ok, e bun. Iar el asta va simți, că așa a fost. Bine, crescut, dar aveau și procuroarea în casă. Au simțit, da, mă, da, dar ce crezi acum, că i-am bătut cu papucul sau ce? Dacă vrei să înveți, înveți. Dacă nu, nu, poate să-ți spună oricine. Da, copilul e minunat. Să trăiască și să înflorească. Vivat, crescat, floreat. Așa se spune la terminarea facultății. Cine-i spun de acum? Să înflorească. Ah, ok. Domnul colonel, pe mine două chestii m-au scos din minți. Prima dintre ele este aia cu boala românească de a învăța unul pe alții ce să facă în propriile lor familii. Și dom'le, l-au crescut prost, l-au îndopat, l-au făcut, l-au dres. Bă, dar du-te, mă, măta, și ai grijă de copiii tăi, mă, de acasă, dacă ești în stare să-i faci și să-i crești. Ne apucăm acum să... Bă, așa au considerat părinții ăștia că trebuie să-și crească copilul, da? Și au ajuns la un succes, un succes într-un show media. Să ne înțelegem foarte bine, că n-a câștigat Olimpiada de recitat. Da? Copilul a participat la un show media. Da, e drept, prin voia părinților. Că uite, Hoidu, dacă cerea voie la părinți, poate nu călca lumea cu mașina pe stradă. Da? Vezi? Era major și n-a avut nevoie. La baza întregului scandal este o mare și periculoasă confuzie. Domnilor, o națiune, cum este națiunea română, se bazează pe un sentiment inclusiv. Noi avem o identitate definită prin niște valori. Una dintre aceste, mai multe dintre aceste valori, sunt promovate frumos și elegant, fără stridențe de Rareș. Păi să ne gândim, imediat li s-a aprins pe tablețicăle ăștia LED-ul naționalism. Da, domnilor, ei au aruncat odată cu apa și copilul. Gândiți-vă dacă nu ar exista un anume fel de naționalism în Ucraina, Ucraina ar fi rezistat? Nu, sub nicio formă. Astăzi ar fi la mare ege tancurile lui Putin. Deci, naționalismul de un anumit fel, inclusiv naționalismul civic, are un rol esențial. Asta un pic, America, de la care luăm noi lumină, are o adevărată industrie la Hollywood acolo, din proslăvirea nației americane și a eroismului american. Din toate timpurile și sub toate formele. Asta, da? Este o formă inclusivă de naționalism, care spune, măi, oameni buni, toți ăștia în România, români, maghiari, romi, cerbani și alte naționalități, cum nu, ziceam. Toți suntem în aceeași barcă. Hai măcar să nu-i dăm o găuri. Hai să tragem măcar cât de cât în aceeași direcție. Mai ales că vine furtuna. E bun, nu, ăștia asimilează frumos orice formă de naționalism cu naționalismul agresiv și exclusiv, care spune, noi românii, noi alții. E o mare diferență, o diferență enormă. Unul este un naționalism destructiv de secol XIX, total depășit, că el n-are ce căuta în Europa de azi. Da. Este acel naționalism al lui Putin, că îi spune, toți sunt ruși, le convine sau nu, nu contează. Iar ălalt este un naționalism constructiv, inclusiv, că îi spune, împreună vom reuși, nu învrăjbindu-ne unii între noi cu... Ei, în momentul în care faci confuzia și ajungi să condamni orice formă de sentiment național, orice formă de patriotism, de identitate națională și spirituală,
te situezi de partea nimicului, devii un nihilist, un factor de disoluție a societății românești, de disoluție a construcției europene. Sper să se înțeleagă odată asta.